Nu, dar vine un copil, sare și se sfâșie povestea asta. Sunt de multe locuri. Și astea sunt toate improvizații, așa. Ăsta are mânere, ăsta n-are mânere. De cât timp le aveți? Zece ani? 15 ani? O analiză de risc avem la ele? Cum? Aveți să ne dați și nouă să ne uităm. Cred că am și acolo succes. Să preconstitui probe. Și vă spun așa, astea sunt niște improvizații pe care dumneavoastră le-ați făcut. Nu e clar. Plec bun pe tot. Nu vreau să plecați, vreau să intrați în legalitate. Puteți să intrați în legalitate? Credeți că se intră în România în legalitate? Nu știu, dar vi se pare că e în regulă așa? În 24 de ore se intră în legalitate. Dar nu 24 de ore, dar dumneavoastră ați venit de o săptămână, două aici și le-ați montat fără să aveți autorizație. Sunteți de o săptămână cel puțin aici? Pe teren. Să eliberăm parcarea de mașini. Am înțeles, și ați eliberat parcarea și ați făcut. Ați montat astea toate înainte să fiți autorizat să funcționați. Avem dosarul băgat. Da, doamnă, dar nu aveți autorizație. Dânsul este viceprimarul de aici. Faptul că ați depus documentația la primărie nu vă exonerează în a funcționa fără autorizație. Trebuie să fie o mână curentă, pentru că e foarte înalt și există riscul să cadă cineva. Dar asta trebuie să existe în analiza de risc, dar dacă ei n-au nici analiză de risc, e complicat. Sau dacă o au și nu o prezintă... Doamna, haideți un pic să-mi arătați și mie dacă dumneavoastră considerați că e ok. Doamna, vă rog, haideți să-mi arătați un pic, să-mi spuneți dacă dumneavoastră considerați. Ah, scuze, ok, am înțeles. Astea sunt rupte, stimată doamnă. Profesorul vrea să fie a 5. Haideți că vin eu la dumneavoastră, dacă dumneavoastră nu vreți să veniți. Uite, am venit eu la dumneavoastră, ca să vă arăt. Să nu urcați, să nu vă lovi. Uitați. N-am de ce să mă lovesc, nu suntem chiar așa. Da, ia uitați-vă.
Fii data vă adresați copiilor, doamnă. Și copiii există. Păi, dar copiii au făcut lucrul ăsta. Doamnă, ok, copilași, dar trebuia să repagați. Să trebuia să repagați. Da, dar trebuia să repagați. Și hamul ăsta așa, cum, îl prindem de gât pe copii ca să-l simt? Nu sunt vă șef. Mai faceți nu fac nimic. Probleme? Ține cu asta. Am înțeles. Asta este experiența. Respectați legea, nu vă cere nimeni altceva. Asta e împământarea? Dar cine a făcut împământarea? Dar cine a făcut-o?